Stimați profesori, elevi, studenți, sunt Cristina Gherasim și astăzi vă invit să discutăm despre războaiele ruso-austro-turce din secolul XVIII și influența lor asupra spațiului românesc. Trebuie să constatăm că la începutul secolului XVIII, după înfrângerea Imperiului Otoman la Viena în 1683 și pacea de la Karlovitz, Imperiul Otoman devine omul bolnav al Europei. Or, altfel spus, existența sa depinde deja de voința marelor puteri. Pe de altă parte, la începutul secolului XVIII, tot mai mult se afirmă Imperiul Austriac și Imperiul Rus, fondat de Petru cel Mare, care aveau ca scop ocuparea Balcanelor, strâmtorilor Bosfor și Dardaneli și, în general, a stăpâni Marea Mediterană. Respectiv, într-o realizare acestui obiectiv, țările române erau teritoriile care trebuiau cucerite mai întâi. Pe parcursul secolului al XVIII-lea, spațiul românesc a fost transformat în adevărat teatru de războaie între aceste trei mari imperii, iar toate aceste războaie fac parte din acea problemă orientală care a apărut. O definiție a problemei orientale este chestiunea internațională care include un set de probleme cu caracter geopolitic specific în Europei de sud-est în secolele XVIII, începutul secolului XIX, ori altfel spus lupta marelor puteri pentru moștenirea Imperiului Otoman. În acest context, un prim război ruso-turc care s-a desfășurat a fost cel din 1710-1713. Importanța acestui război pentru noi este din considerentul că la acest război, ca parte beligerantă, participă și țara Moldovei, care la moment era condusă de Dimitrie Cantemir. La baza acestei alianțe a fost pus un tratat semnat între Petru cel Mare, care prin intermediul acestui război vroia să obțină ieșire la Marea Neagră pentru Rusia sa, și Dimitrie Cantemir, care, participând și încadrându-se în acest război, dorea să obțină independența țării Moldovei. Respectiv, în 1711 a fost semnat tratatul Moldorus, care prevedea integritatea teritorială și deplină a Moldovii sub protectorat rusesc, păstrarea privilegiilor, drepturilor și obiceiurilor vechi ale țării, retrocedarea tuturor teritoriilor ei răpite de turci și incluse în raiale, instaurarea domniei ereditare a familiei Cantemir în țara Moldovii. Bătălia propriu-zis s-a dat la Stănilești și Petru I cu Dimitrie Cantemir au fost înfrânți de Imperiul Otoman, ca rezultat a fost semnată pacea de la Huș, unde Petru I s-a obligat să părăsească țara Moldovii, iar împreună cu el a plecat și Dimitrie Cantemir. Propriu zis, starea de război a continuat până în 1713, când s-a semnat tratatul de pace de la Adrianopol, prin care Petru I a reconfirmat cedarea Azovului Imperiului Otoman, precum și distrugerea fortificațiilor de pe litoral. Pacea stabilită în 1713, însă, stimați studenți, n-a fost de durată, pentru că deja în 1716 începe un război dintre Imperiul Otoman și Imperiul Austriac. Acesta s-a finalizat cu semnarea păcii de la Pasarovitz în 1711, care a avut consecințe directe pentru spațiul românesc. Deși la început Austria cerea întregele principate, totuși până la urmă ea obține Banatul și Oltenia, care trec în componența sa, iar restul teritoriu a fost eliberat. Trebuie să menționăm că aceste tendințe anexioniste a Austriei a dus la faptul că pe teritoriul țărilor românești să apară o grupare a boierimii care cumva se orienta deja spre Rusia, deoarece Austria deja anexase și avea sub ghidarea sa Transilvania, Banatul, Oltenia. Respectiv, orientarea spre Rusia era explicată prin faptul că la moment Imperiul Rus încă nu ocupase niciun teritoriu românesc și să nu uităm despre faptul că Rusia era creștin-ortodoxă, adică având aceeași religii cu noi, și în mentalitatea populației de atunci frecvent se auzea expresia decât sluga unui catolic mai bine aceeași credință cum noi. Respectiv, treptat această idee cumva se învehiculează în
rândul elitei din spațiul românesc. Următorul război care s-a desfășurat este între anii 1735-1739. De acesta este un război ruso-austro-turc care la fel s-a dat în spațiul românesc. În această perioadă, de fapt, să știți că ambele principate au fost ocupate de către armatele acestor imperii și Imperiul Otoman era pe cale de a fi înfrânt. În 1737 apar primele încercări de a stabili și a semna o pace între aceste imperii. Este interesant că delegația care era trimisă de la San Petersburg avea cumva formulate niște cerințe exacte. În primul rând, ei vroiau să stabilească hotarul între Imperiul Otoman și Imperiul Rus pe râul Nistru și Cuban și totodată prevedea că țările române să devină independente sub protectorat rus, motivându-se că sunt de aceeași credință cu noi, respectiv trebuie să fie sub protecția Măriei sale imperiale. În acest context, Habsburgii, observând și constatând aceste pretenții destul de mari a Imperiului Rus, s-au îngrijorat și au început să stabilească o pace separată cu Imperiul Otoman. În rezultat, de fapt, armata rusă continuă acțiunile sale militare, intră în țara Moldovei, câștigă bătălia de la Stăuceni și este cunoscut și acel tratat impus, practic, pentru a fi semnat de boierii din țara Moldovei, prin care Ana Ioanovna, împărăteasa Imperiului Rus, devenea protectoare și stăpână a Moldovei, însă acest tratat, până la urmă, totuși el nu a fost pus în aplicare. Ca rezultat, pacea a fost semnată la Belgrad în 1739. Conform acestui document, Rusia capătă unele teritorii de-a lungul Niprului și se retrocedează Azovul cedat în 1711, dar armata rusă trebuia să părăsească Moldova. După semnarea păcii de la Belgrad, problema orientală continuă să se acutizeze. În Imperiul Rus, în fruntea statului, vine Ecaterina a II, care avea ca scop unirea tuturor ortodoxilor sub coroana rusă și realizarea renumitului testament al lui Petru cel Mare de a ajunge la Constantinopol, de a elibera Constantinopolul, altfel zis, de a ocupa peninsula balcanică și strâmtorile Bosfor și Dardanele. Sub această politică de eliberare a creștinilor din Balcani și instituirea lor sub protecția rusă, în 1768 se declanșează un nou război ruso-turc care avea ca teatru de război de la Hotin până în Caucaz, iar operațiunile militare, o mare parte din ele, s-au dat inclusiv pe teritoriul principatelor române, inclusiv instaurându-se ocupația militară a Rusiei pe aceste teritorii. Adică ce ar însemna ocupația militară? Staționarea armatelor ruse în Principatul Moldova în perioada 1768-1774. Imperiul Rus înainta destul de rapid, deja în toamna 1769 a intrat în Moldova și țara românească cucerind Hotinu, în noiembrie ocupă Iașu, iar la sfârșitul aceleiași luni ajunge la București. În finalul acestei bătălii a fost, de fapt, semnarea păcii de la Cuciuca în Argie în 1774. Analiza acestui tratat ne permite să identificăm câteva subiecte mari pe care le abordau. În primul rând, se prevedeau anumite cedări teritoriale față de Imperiul Rus, cum ar fi recunoașterea independenței Hanatul Crimeei și separarea acestuia de Imperiul Otoman, respectiv intrarea în componența Imperiului Rus, libertatea comerțului și navigației rusești și otomane în toate mările Imperiului Otoman, apărarea și lărgirea drepturilor popoare creștine supuse sau vasale porții, plata de către poarta unor despăgubiri de război în favoarea Rusiei, extradarea reciprocă a infractorilor și altor. Ceea ce este interesant pentru noi este că în acest tratat de la Cuciuca în Argie exista un articol special, articolul 16, care trata separat situația țărilor românești. În acest articol separat, care se referea la țările române, se prevede de a limitarea tributului
plătit porții amnistierea locuitorilor care au participat la război de partea Rusiei, retrocedarea pământurilor transformate în raiale, ambasadorii ruși de la Constantinopol obțin dreptul de a interveni în fața porții în scopul ocrotirii intereselor populației din Principat. Ori, altfel spus, obțin prima formă de protectorat asupra țărilor române. Din păcate însă, acest război pentru țara Moldova a avut consecințe și mai drastice, cu efecte de durată inclusiv și până astăzi, pentru că Imperiul Austriac, deși n-a participat propriu-zis la acest război, folosindu-se de slăbiciunea Imperiului Otoman, a intervenit și a cerut cedarea Moldovei de Nord. În 1775, printr-un document special semnat la Constantinopol, Imperiul Otoman cedează Moldova de Nord, denumit mai târziu ca Bucovina, care se va afla în componența Imperiului Austriac până în 1918. După semnarea acestui tratat de la Kuciuk-Kainargi, marele puteri Imperiului Rus și Imperiul Austriac conștientizează și mai mult slăbiciunea Imperiului Otoman și se pregătesc de un nou război. Ecaterina a doua, desigur că vroia să distrugă Imperiul Otoman, să cucerească întreaga peninsulă balcanică. Și atunci, dânsa conștientizează perfect necesitatea de a stabili o alianță cu Austria în care avea același scop. Este interesant proiectul pe care îl propune Ecaterina a doua pentru a fi realizat în spațiul Europei de Sud-Est, și anume acel proiect grecesc, crearea unui imperiu grec în frunte cu nepotul său Constantin Pavlovici. În acest proiect a Ecaterinei a doua pentru Moldova și țara românească era prevăzut crearea unui stat, Dacia, semi-independent, suveranul căruia trebuia să fie de religie ortodoxă și cu domnie ereditară. Conform documentelor existente, se stipula că ca o candidatură în fruntea acestui stat creat trebuia să fie Grigore Potiomkin. Analiza hărților ne permite să constatăm că hotarele acestui stat Dacia propus spre creare de Ecaterina a doua trebuia să fie între Nistru, Marea Neagră, Bucovina, Olt și Dunăre. Totodată, Rusiei mai reveneau pământurile dintre Bug, Nistru, două insule din Marea Mediterană, iar Austria urma să obțină Serbia, Istria, Dalmație și Valahia Mică, Oltenia. Aceasta a fost înțelegerea pe care o a avut-o Ecaterina a doua cu Iosif al doilea, și urma propriu-zis declanșarea războiului în 1787. Acest război se desfășoară prin ocuparea din start a țărilor române de către armata austriacă și armata rusă. Trebuie să constatăm însă că la un moment dat Austria începe tratative de pace separate cu Rusia între puterele aleate. Apare un conflict, Austria pledând pentru idee fiecare să rămână cu teritoriul pe care l-a ocupat în cadrul războiului, fapt care nu era de acord Imperiul Rus, și sub influența mișcărilor anti-habsburgice care se desfășurau în acea perioadă în Italia, Ungaria, plus influența ideilor Revoluției franceze, Austria în 1791 și semnează o pace separată la Chișinău, prin care se retrage din război fără nicio anexiune teritorială. Imperiul Rus continuă războiul, pledând pentru înfrângerea totală a Imperiului Otoman, totuși fapt care a nemulțumit marele puteri ca Anglia, Prusia, care susțineau Imperiul Otoman pentru că nu doreau ca Imperiul Rus să-și întărească forțele sale în Europa de Sud-Est. În rezultat, a fost semnată pacea la Iași din 1791, stil vechi, 29 decembrie, stil nou, 1792, 9 ianuarie, prin care hotarul între cele două imperii se stabilea pe râul Nist.
Austro, ori altfel zis, Imperiul Rus ocupă teritoriul dintre Bugul de Sud și râul Nistru, devenind astfel vecin direct cu țara Moldovei. Conform acestui tratat, se prevedea că hotarul stabilit pe râul Nistru trebuie să slujească întotdeauna drept delimitare între cele două imperii. Fapt, desigur, care nu va fi respectat, pentru că deja în următorul război, din 1806-1812, Imperiul Rus își va continua anexarea teritorială prin ocuparea spațiului dintre Prut și Nistru. Dacă am face o concluzie ce ține de războaiele ruso-austro-turce desfășurate pe parcursul secolului XVIII, într-o rezolvare acestei probleme orientale, trebuie să constatăm că avem consecințe multiple. În primul rând, una din primele consecințe este, de fapt, instaurarea regimului fanariot în țara Moldovei și respectiv țara românească, în urma înfrângerii Imperiului Rus și țării Moldovei în bătălia de la Stănilești din 1711. Totodată, aceste războaie ruso-austro-turce au cauzat pentru țările române multiple pierderi umane și, desigur, a afectat mult evoluția economică a spațiului românesc, datorită faptului că țările române trebuiau să aprovizioneze armatele ruse, austriece, otomane, care de fiecare dată în cadrul războaielor intrau și ocupau acest spațiu. Totodată, prin intermediul acestor războaie, deși s-au dat pe teritoriul românesc, fără niciun drept, marele puteri cedau teritorii. În perioada de la 1683, de când începe criza Imperiului Otoman, au fost cedate teritoriile Transilvania, Banat, Oltenia, Bucovina, cetatea Hotin a fost transformată în Raia. Altă consecință pentru țările române a acestor multiple războaie desfășurate au fost declanșarea unor epidemii de ciumă, tifos, care a afectat foarte mult populația. Nu mai vorbim de faptul că aceste războaie au privat societatea românească de o condiție fundamentală a dezvoltării relațiilor economice în spiritul modernității și de decăderea moravurilor și noilor norme și obiceiuri care au fost aduse de armatele acestea străine. Respectiv, dacă am analizat în ansamblu războaiele ruso-austro-turce desfășurate pe parcursul secolului XVIII, putem să constatăm că ele au afectat mult evoluția țărilor române, iar consecințele acestea au fost simțite atât pe parcursul secolului XVIII-XIX, cât și în contemporanitate.